marcat în campionat. În tot acest timp, echipa lui Stoican a primit 5 goluri. Marius Niculae, o centrare față lui Bordescu, gol! Este autogol, un start de meci extraordinar pentru cei de la Dinamo. A fost o centrare șutată a lui Marius Niculae în gura porții. Bornescu a ratat acolo intercepția și Pavel Smovs este cel care își introduce mingea în proprie poartă. Ce debut de meci avem pe Național Arena, iată, din minutul 2 al jocului. Dinamo deschide scorul, încă o dată faza, a fost corner, Marius Niculae este scăpat acolo din marcaj, centrează în forță, în gura porții, Bornescu ratează intercepția și Smovs, în tentativa lui disperată de a trimite peste poartă, își bagă mingea în proprie poartă, 1-0 așadar pentru